învățat? Tonight, I opened up my eyes. Tonight, I'm wide awake and I'm breaking into you. I can't make it. Will you save my life? Ce faceți, dragilor? Ne-am venit la pădure. Vrem să facem un grătar. Vrem să ne bucurăm de ziua asta minunată de duminică. Doamne, e exact așa cum ar trebui să fie. E foarte cald, e frumos, e o priveliște minunată. Vlogul ăsta o să fie numai și numai despre asta, pentru că e prea frumos afară și peisajul este superb. Sper să aveți și voi o duminică la fel de minunată. Nu știu, mie mi-arată telefonul 19 grade, adică sunt în tricou. E foarte, foarte, foarte cald și bine. Abia așteptam să venim. Ne-am propus de ceva timp. Bine, să se nimerească și soțul liber în weekend, să fie și cald. Chiar ne doream enorm să venim și în sfârșit am reușit. Ce minunea lui mami! Bineînțeles, Iani, sunt cizme, că noi nu scăpăm de cizme nici iarna, nici vara, nici primăvara. E fascinat de când le-am cumpărat și a luat și excavatorul după el. Unde facem grătar? Păi o să mergem undeva, mami, să nu afectăm pădurea. Soțul de grătar și am zis să mai filmez puțin prin pădure. Doamne, e atât de verde și frumos. Cred că pe fundal se aud păsărelele. Aici este și lac lângă. Soțul încarcă niște bidoane cu apă să pun în jurul focului să nu se extindă. Ia uitați. Aici a căzut pomul. I'm letting it go. I said.
despre o floare pe care am găsit-o. Nu înțeleg de ce încă nu au apărut. E a treia oară când venim la pădure și nu găsesc floricele. Eu am văzut la alții că au fost la pădure, bine, nu știu la ce păduri, și au cules flori. La noi aici nu știu de ce încă nu au ieșit, că e destul de cald și aici. Chiar sunt dezamăgit așa. Tot timpul am sperat să găsesc să culeg, pentru că cu Ianis n-am fost niciodată după floricele. Am început să punem și mâncarea pe grătar. Mi-e o foame incredibilă. Acum așteptăm să se facă. O să vă arăt când o să fie gata pe platou, gata de devorat chiar. Uitați, cam așa se prezintă situația. Prăjim și pâinică. Aici avem cartofi orila încălzit. E prăjit. Da, mami. Papă Ianis? Tingem așa. Să întingem așa aici, în ăsta? Da, aici avem sos de usturoi câteva recipiente. Mai luăm apă că trebuie să stingem focul ca lumea. Am turnat două bidoane, dar vrem să ne asigurăm că este totul în regulă. Am obosit. M-am plimbat ceva și am cam obosit, dar a meritat. Ianis a portat exemplar, a fost atât de cuminte, a mâncat, chiar s-a distrat în pădure și s-a tot jucat cu tractorașul. Oricum a fost cald, deci a fost exact așa cum a trebuit. Nu, mami, doar bagi așa în apă, ai grijă. Lasă că o să-mi scoată tati. Nu, mami, Ianis, de ce mami face așa? Dragilor, după ce am venit de la pădure, am zis să trecem prin Kaufland să mai facem câteva cumpărături. Nu am mai stat să le pun la bucătărie pentru că e nebunie acolo, urmează să mă apuc să fac curat. Și am vrut să vi le arăt, am luat așa o sticlă de Pepsi, am luat 4 banane, am luat brânză de vacă, niște saleuri pentru Ianis, am luat șuncă, așa cu slănină cu usturoi, asta e luată din mărjacu, sticluța asta de suc pentru Ianis. Aici avem două feluri de mezeluri salam, aici niște pizza, niște ciocolățele așa de la Oreo, cu Oreo Milka, o găletușă așa de roșii, am luat vreo 5 sau 6 sticle de lapte, 5, nu le-am mai scos pe toate, din nou pentru Ianis Chocobon pentru că îi plac mult, am luat cașcaval așa de Laco de sandwich, știți că v-am mai arătat eu, o plăsuță așa cu mandarine, ceva, da, mandarine. Și aici... arăt și eu. Da, mami, arăt și tu. Da. Și aici am luat o pâine. Dragii mei, v-am arătat cum a fost ziua noastră de duminică. Aș vrea să-mi lăsați acolo în secțiunea de comentarii și să-mi spuneți voi ce ați făcut în această zi superbă și cum este vremea la voi, pentru că știu că mă urmăriți din mai multe colțuri ale lumii și chiar mi-aș dori să știu cum a fost la voi și ce ați făcut voi în ziua asta, pentru că știu că multă lume lucrează și în weekend, pentru că și la noi este la fel, rare oricând se întâmplă ca soțul să fie liber și să profităm așa de o zi atât de frumoasă. Aici sunt niște musculițe care îmi tot dau ocol și v-aș ruga să-mi spuneți cum a fost. Noi ne-am bucurat din plin de ziua asta, ați văzut, și cel mai important este că Ianis a fost fericit, pentru că de mâine intrăm în forță, sperăm să ne ducem din nou la grădiniță și să și reușim să-l facem pe Ianis să stea acolo. Și cred că marți sau miercuri urmează să merg și la spital pentru o internare, pentru câteva analize v-am zis. Sper să nu rămân acolo. Așa că mi-am luat energia de care aveam nevoie.
din locul ăsta minunat. Credeți-mă că n-aș mai pleca de aici, e superb și cald și bine. Și aer curat și natură, știți și voi cum e. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine, că mi-urmăriți videoclipurile și vă rog să stați aproape aici pe canalul meu.